Bună ziua tuturor, sunt Arotel, am revenit după o pauză cam îndelungată, știu, dar necesară. Și revin cu etalare rapidă pentru cei născuți în zodia Balanței, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Balanță, pentru sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie. Îmi pare rău că v-am văduvit de etalarea pentru luna martie. A fost necesară această pauză pentru mine și vă spun cu siguranță că atunci când un cititor în tarot nu se simte confortabil, este foarte bine, chiar recomandat să nu facă etalări. Eu zic că a fost în folosul vostru și sper acum etalarea cu care vin să vă aducă mesaje noi și de folos. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru răbdare. Am început să amestec cărțile și pe acestea și pe celelalte. La un moment dat am văzut trei de cupe și cred că unii dintre voi, ori aveți de-a face printre alte persoane, cu o persoană în semnul peștilor, al racului sau al scorpionului, care va aduce foarte multă bucurie emoțională, satisfacție emoțională, acum că recunoașteți, când recunoașteți, rămâne de văzut. Pentru unii dintre voi, în continuare, trei de cupe poate să însemne o situație de trio, când poate unii dintre voi, care sunteți într-un cuplu, începe să vă gândiți la altcineva într-un mod foarte plăcut, vă atrage persoana sau invers, partenerul vostru începe sau partenera începe să se gândească la altcineva. Dacă nu chiar, mai mult. Am văzut spânzuratul, ceea ce mă duce cu gândul la niște amânări. Ați amânat și, repet, unii dintre voi poate știți, poate nu știți, chiar dacă nu aveți soare în balanță, poate aveți lună, Venus, ascendent sau altă planetă, bărbații pot să aibă Marte. Pentru bărbați, Marte este foarte important, iar unii dintre voi aveți de-a face cu cineva născut în semnul peștilor. Poate, dacă nu amânați o decizie voit, o amânați pentru că trebuie să faceți niște sacrificii într-o direcție. Rămâne de văzut în ce direcție. Eu voi încercam să amestec cărțile în continuare și ia uite ce mi-a apărut. Trei de săbii și judecata. Da, trei de cupe, repet, și cu trei de săbii, clar, cineva s-a gândit în afara cuplului, că sunteți voi, că-i partenerul, partenera, rămâne de văzut, oricum, cineva este foarte rănit, că sunteți voi, că sunt ei, voi știți, sau poate nici voi nu știți, oricum, cărțile arată că cineva în acest trio este foarte rănit. Poate voi ați amânat decizia de a vă întâlni cu ei, pentru că trei de cupe reprezintă și întâlnirea, o întâlnire foarte fericită. Ați amânat această decizie pentru că a trebuit să faceți niște sacrificii în viața voastră, repet, și vă doriți o a doua șansă cu ei. Vă doriți o a doua șansă să reînviați această relație care avea un mare potențial, dar din niște motive s-a terminat cu o mare durere. Sufletul vostru sau în sufletul lor rămâne de văzut. Eu încercam să mai amestec un pic aceste cărți și ia uite, cărțile sar, vor să vorbească. Așa se spune că vor să vorbească. Voi amesteca și celălalt set de cărți ca să avem, chiar dacă vreau o etalare rapidă, s-ar putea totuși să ne trebuiască mai multe. Balanță. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Balanță, martie, sfârșit de martie, început de aprilie. Las aici cărțile. Voi amesteca aceste cărți. Balanță, Soare, Lună, Venus, Ascendent, poate chiar și Marte pentru bărbați, poate chiar și Jupiter pentru cei care își caută soțul, soția. Wow! Chiar a apărut, ia uite, a apărut balanța alături de, ia uite, 5 de spade, iar semn de aer și steaua. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană care are planete în vărsător sau care este în semnul vărsătorului. Ați avut niște conflicte verbale, niște argumente și am senzația că justiția nu vine doar așa ca să se facă văzută.
Am senzația că la un moment dat acest 3 de cupe, 3 de spade care va apărut mai devreme, da, cred că unii dintre voi, unii, nu știu care, voi sau ceilalți, cealaltă parte, n-ați fost corecți, poate v-ați angajat în prea multe conflicte verbale să vă dovediți fiecare dreptatea și aceste jocuri mentale au rănit sau v-au rănit pe amândoi și pe voi și pe partenerii voștri și a treia persoană, da, au fost trei de spade, trei de cupe, trebuie să se facă justiție. Trebuie și pentru că voi reprezentați acest semn al balanței, trebuie să echilibrați, să rezolvați problema. Că e vina voastră, că nu e vina voastră, voi aveți această balanță, voi trebuie să echilibrați. Aveți aceste calități. Aveți aceste calități. Orice planetă ați avea. În momentul în care veți renunța la aceste conflicte sau vă veți purta în așa fel încât ei să renunțe la conflicte, nu neapărat dur, nu neapărat dur, apare și vindecarea, apare și credința. Credința că veți avea a doua șansă, acea judecată. Credința că vă puteți urma misiunea personală, că este cu partenerul actual, că este cu partenerul care a intervenit. Poate involuntar, poate nici nu-și dă seama că aveți o relație, da? În această relație a voastră, voi trebuie să vă găsiți vindecarea, lumina, credința și dreptatea. Pentru că sar cărțile deja, aș vrea să încep citirea, că deja sunt 6 minute de când amestec, că explic ce mai apare. Uite, ce mai apare ceva totuși. Da, a repetat, da, cineva, e clar. Nu poți să faci justiție, dreptate, folosind aceleași tehnici care au dus la nedreptate, asta e clar. Deci, dacă au fost conflicte, a fost o luptă între egouri, trebuie să se renunțe la această luptă ca să aveți a doua șansă la vindecare. Ok, să tai cărțile, da? Balanță, Venus, Luna. Ascendent. Ok, wow. Regele de bâte. Ok. Acum, de curând, trecutul recent, în acest moment, viitorul de scurtă durată, și cine, cu cine vă veți întâlni în următoarea perioadă sau cât de curând. Ok. La fel, una, două, 3, 4. Ok. Deci aici aveți un rege de. Puf. Ce aveți? Sunt niște regrete, clar. Clar că regretați această injustiție. Clar. Probabil că amândoi. Iar conflicte. Semn de aer, semn de foc. Și nu-i musa să fie persoană născută în semn de foc. Poate să fie o persoană super pasională, așa, în felul lor de a se purta. Dar e clar că au fost niște trădări sau pur și simplu v-ați rănit cuvintele, cu amânările că ați avut un spânzurat, cu o atitudine nonșalantă că ați avut trei de cupe, mai puțin responsabilă, da? Este clar că cineva a fost atât de rănit încât acum este forțat, forțată să renască. Și încă e în acest proces, cu 5 de bâte, e în acest proces, conflict interior. Dar cred că oricine ar fi, că sunteți voi, că sunt ei, cine va renaște, va renaște cu asemenea forță și pasiune încât va fi aptă să se lupte cu orice competitor ar apărea în calea lor, în calea relației sau pur și simplu în viața lor, pentru că au trecut prin atât de multe încât sunt sau vor, se vor ridica cu o forță și o pasiune fantastică, fantastice, da? În acest moment, da, încă este procesul de vindecare. Da, se ridică persoana din
ca și când ar fi murit, de ca și când s-a ridicat din moarte, dintr-o boală îndelungată, dintr-o durere îndelungată, încă meditează, poate sunteți voi că-i semn de aer, poate altcineva, cineva meditează, se conectează la spiritualitate, da? Meditează la cele trei de spade pe care le-am văzut mai devreme și e hotărât, hotărâtă, ca în momentul în care va înțelege să ia o decizie, de obicei balanțele iau decizii greu, foarte greu, dar și când le iau, le iau cu mintea clară, cu această sabie a dreptății, a justiției, da? Și în momentul în care vă veți vindeca, poate acum vă rugați că tot e post, vă duceți la slujbe, în momentul în care vă veți ridica și veți exprima această sabie a dreptății, veți avea și puterea să mergeți mai departe cu inima deschisă. Cavalerul de cup este o persoană cu inima deschisă care își arată emoțiile. Dacă până acum nu vi le-ați arătat într-o anumită situație, acum vi le veți arăta. Acum vi le veți arăta. Vă veți exprima dragostea. Pentru cineva anume, rămâne de văzut cine. Poate să fie semn, wow, semn de apă sau semn de pământ sau cineva care exprimă, iau ce frumos, exprimă aceste calități. Cavalerul de cupe să meargă către regina de cupe. Care, regina de cupe, nu e doar o persoană foarte emoțională și foarte sensibilă, dar și foarte pământeană, și foarte abundentă, și foarte creativă, și fertilă. Wow! Wow! Ce combinație fantastică, superbă! Și voi, semn de aer, completați aceste calități cu ceea ce trebuie. Și aveți și forța, pasiunea să luptați pentru această relație. Cred că în viitorul apropiat, bănuiesc că este aprilie, poate chiar mai încolo de aprilie, dacă nu este o persoană cu aceste calități către care vă duceți, simt că voi sunteți cei care vă duceți. Dacă nu este o persoană, voi vă veți regăsi aceste energii. Energia a două regine. Este o energie fantastică. În general, o regină e greu de obținut. Da, pe două. Da, pe două. Și cred că ați trecut printr-o perioadă de confuzie, de blocaj mental, de suferințe, poate a trebuit să ieșiți niște tipare. Dacă ați fost într-o relație neplăcută, trebuie să vă eliberați de acea relație ca să vă duceți către fericire. Dacă ați fost cu cineva în afara căsătoriei, în afara relației care nu v-a împlinit, va trebui să reveniți la relația care vă hrănește, vă crește. Amândouă reginele cresc, hrănesc emoțional și hrănesc material. Una poate să fie foarte bună gospodină, alta foarte empatică. În momentul în care aveți o problemă, vă ascultă, vă mânghe, vă dă sfaturile de care aveți nevoie. Cealaltă vă creează confortul în casă. S-ar putea să vă și căsătoriți. Dacă nu sunteți voi această energie, s-ar putea să mergeți, da, ca și cavaler de cupe către această energie și să vă căsătoriți eventual. Sau, oricum, vedeți persoana ca pe o persoană potrivită să vă fie alături. Amândouă hrănesc. Și după atâta suferință, e clar că aveți nevoie de hrană. Ați trecut prin mari traume. Și aici se vede și în 5 de cupe, în regretele pe care le aveți. Poate, ia uite, poate a stat în preajma unei persoane oarecum prea independentă și concentrată pe ea însăși, poate a stat în preajma prea multor minciuni și falsități, ați regretat această energie. Că nu degeaba aveți 10 de spade, trebuie să depășiți
Și veți depăși, clar că aveți acum o perioadă de vindecare. Și conflictele, și durerile. Și ce frumos veți depăși! Veți renaște ca un cavaler de cupe. Bărbat, femeie, nu contează. Și cavalerii, în general, reprezintă acțiune. Am spus, dacă până acum ați amânat, pentru că ați avut spânzuratul, ați amânat niște decizii, niște acțiuni, o călătorie către cineva, o întâlnire cu această persoană, eventual, acum va trebui să vă hotărâți. Acum trebuie să vă hotărâți. Cu cine vă veți întâlni? Ia uite, oglinda voastră. Fantastic. Fantastic. Și ei și voi ați suferit. Și ei și voi ați suferit. Mare mirare să nu aveți de-a face cu un suflet care... Un suflet pereche sau un suflet geamăn care vă oglindește acțiunile. În momentul în care voi aveți conflicte interioare, au și ei. În momentul în care voi amânați, amână și ei. În momentul în care voi suferiți, suferă și ei. Și totuși, am zis, vă ridicați și vreți să luptați cu cei din familie, cu prietenii, cu oricine, pentru ce? Pentru șase, pentru victorie, pentru șase de bâte, pentru a avea victorie în această renaștere, în această reconciliere. Cred că e o persoană, poate pentru mine judecata reprezintă și o persoană plutonică, poate are planete în Scorpion, poate are planete în semn de aer, că nu doar ați avut aceste conflicte de care am vorbit mai devreme, cinci de spade, da? Și totuși, tot voi puteți să vă împăcați, tot voi aveți această șansă, dar trebuie să vă vindecați de niște tipare mentale, de niște obiceiuri, de această durere, trei de spade, de această neimplicare, trei de cupe. Eu reprezintă foarte mult trei de cupe. Oricum, cred că regretați cinci de cupe. Regretați, e clar. Ia uite, regina de monede, iar steaua. Wow! Faetonul. Da, ia uite. Cavalerul de cupe, 3 de... Da. Deci, după durere, vă vindecați, că doar aveți și steaua, și vă transformați în acest cavaler în armura albă și vreți să colaborați cu persoana cu care nu ați reușit să colaborați, asta e clar. Să mergeți, iar și faetonul călătorește către ce? Către steaua voastră, către această persoană care vă împlinește pe toate planurile sau, pur și simplu, către, dacă nu e o persoană, repet, e energia voastră. Voi va trebui să găsiți steaua din sufletul vostru să vă vindecați și să vă manifestați după aceea într-un mod foarte creativ. Și cum am spus mai devreme, aveți și regele de bâte. Regele de bâte, semn de foc sau pur și simplu este felul în care veți acționa voi în relație cu această persoană. Să nu uităm că pentru balanțe, mai ales pentru ascendent în balanță, ia uite, vă veți regăsi dreptate, asta e clar, după ce trebuie să luați o decizie, e clar, ați amânat foarte mult decizia, să lăsați în spate un mariaj, o relație care nu merge bine, că, da, au fost trei la un moment dat, poate a treia persoană nici nu știe de chestia asta, lăsați în urmă, trebuie să luați această decizie, să lăsați în urmă și să exprimați adevărul prin ce ați trecut, prin ce ați trecut. Prin ce suferințe, și în momentul în care vă exprimați adevărul, deja începe să manifestați victoria, da? 5 și 6 de bâte, victoria în această relație cu un mare potențial. Ieșiți din blocajele astea mentale, ieșiți din energia asta a regretelor, care nu manifestă nimic bun decât confuzie. Decât confuzie. Luați această sabie a dreptății, a adevărului, a curajului de a lupta și de a vă exprima pe voi înșivă. Și atunci veți fi fericiți. Și eventual
Ia uite. 8 și 9. Lăsați? Ia uite. 7, 8 și 9. Fantastic cum s-au așezat cărțile. 7, 8 și 9 de cupe, da? Deci după, dacă renunțați la această energie negativă care creează confuzie, renunțați, lăsați-o în urmă. Asta înseamnă să renunțați, să plecați. Plecați din această vibrație, din acest mediu eventual, dacă e un mediu care vă corupe să rămâneți în această vibrație negativă, plecați practic, da? Că aveți faetonul, că aveți cavalerul, plecați, dacă nu, măcar emoțional. Așa, către ce? Către fericirea voastră. Care cine e? Această persoană. Și cum plecați? Ca și rege. Regele e static, dar uneori poate să fie și foarte activ, foarte combativ. Și am spus, în cazul în care nu am spus, să spun acum, balanțele pot să fie foarte hotărâte. Iau decizii greu, așa se zice, destul de greu. Dar casa 7 este casa berbecului. Deci pot să lupte, sunt atât de pătimașe și de pasionale să lupte pentru partenerul, partenerul, partenera voastră. Ce frumos! Ce frumos stau aceste cărți împreună. Da, sper să vă fie de folos această etalare. Vă doresc.